De ce te uiți la ceas? Mai sunt câteva sute de ore așa. Mai sunt, asta, după asta vedeți. 24 ori. O lună mai. O antrenez pe tine, când ieșim afară. Cum o antrenez? La sală, la de-astea. O antrenez până ieșiți afară? Nu, când ieșim afară. Dar ce-o pui să tragă? Să tragă de fiare, să facă flotări. Dar pentru ce flotări? Așa, genuflexiuni. Dar genuflexiuni pentru ce? Păi să aibă mușchii tonifiați, așa. Ce să aibă, mă? Dar o pui să stea pe vine? Ce să fac? Nu, doamne ferește, nu, dar trebuie să ne antrenăm când ieșim afară. Dar pentru ce genuflexiuni? Iertați-mă! Nu înțeleg! Flotări pentru ce? Stă mâini? Ce face? Nu, pentru condiția noastră fizică, să arătăm bine. Păi să meargă afară. Mâini prin casă? Mersul piticului! Mersul piticului! Asta ce e? Doamna Vila. Da. Așa, cu anii tehnologia se schimbă, oamenii se schimbă. Tehnologie? S-a inventat, nu știu. Trebuie să fii în rând cu lumea. Lumea e în continuă mișcare, trebuie să fii în rând cu lumea. Și ce presupune asta? Să ai o condiție fizică de neuitat. De neuitat. Doamne ferească! Da. Bine, Constantin, mi-ar fi frică. Deci, ce te pune să faci? Deci, tu dai seama să mergem mâini. Știți că el când s-a dus cu avionul a simțit că vede moartea cu ochii și a zis, prima lui problemă era, n-am dormit cu tine. Deci are și omul, cum ați dai seama, după un an de zile, atâta, pleca chiar frustrat. Dar n-a plecat de lângă noi, deci mai are timp să viseze. Deci o pui să facă genoflexiuni. Mult sport. Și mult sport. Sportul te ține în viață, te menține tânăr. Mă, adevărul că tu la 11 jumate noapte oricum dai stingerea, deci să se antreneze ea, să te țină, cum ar fi? Ne antrenăm ziua. Ziua. Seara. Bine. Facem altceva. Noaptea dormiți. Mi se pare normal, par de lenește așa. Bine, hai să... A, avem un telefon.